Viorica Dencil face marele anunț, s-a lansat în dezbate o lege important, promis de PSD. Premierul Viorica Dencil a anunțat, miercuri, la începutul ședinței de guvern, ce s-a lansat în dezbatere public legea achiziilor publice, o lege așteptată de întreg mediul de afaceri. Ministerul de Finanțe a lansat în dezbatere public legea achiziilor publice, o lege așteptată, cu modificări benefice, care se ridice bariera investiilor în România. Am avut numeroase discuții cu autoritățile locale, cu autoritățile centrale, cu investitorii și am identificat principalele bariere pe care încercăm să le eliminăm. În cadrul legii vom încerca să eliminăm soluționarea contestațiilor într-un timp atât de lung, vom încerca să reducem numărul foarte mare de contestații, dar în același timp vom vrea să restructurăm Agenția Națională a Achiziilor Publice și să restructurăm Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, a spus Viorica Dencil.